Un milion de români au ales educația financiară de la BCR și sunt mai încrezători când aleg să pună bani în mișcare. Emisiune sponsorizată de BCR pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare, dragilor, și bine ați venit la Banii Mișcare, cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești. Săptămâna aceasta continuăm discuțiile despre tendințe globale ale consumului și cât de sustenabile sunt toate aceste tendințe. Invitatul meu de astăzi este domnul Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României. Bine ați venit la Banii Mișcare. Mulțumesc pentru invitație. Este o mare bucurie și chiar am citit recent un articol pregătit de dumneavoastră, foarte, foarte interesant, despre evoluția consumerismului și care sunt tendințele pentru viitor. Eu am constatat în episoadele anterioare că, inclusiv în România, avem un consum nesustenabil. Salariul a crescut foarte accelerat în ultimii 5 ani cu 50%, inflația acumulată 41%, dar noi economisim și investim mai puțin. Aceste tendințe nu sunt sustenabile. Dar până acolo, și o să intrăm rând pe rând pe toți acești factori, aș dori să vă întreb, care sunt cei 5 factori care au susținut tendința creșterii accelerate a consumerismului în ultimii 50 de ani și cum s-a poziționat România în acest context? În primul rând vreau să spun că nu este poziția oficială a BNR-ului. Este o analiză proprie, cea pe care am făcut-o. Consumerismul a luat avânt după 1971 și, cred eu, cam se încheie după anul 2022. Și voi arăta de ce se încheie după 2022. Consumerismul este un fenomen global. El a apărut odată cu apariția cardului de credit în Statele Unite, în 1958. S-a amplificat după 1971, când au început să fie emiși bani din nimic, deci fără o contrapartidă în aur sau în alt metal prețios. Marketingul și publicitatea agresive au făcut pe oameni să-și dorească, în toată lumea, nu doar în România, să-și dorească bunuri și servicii de care practic nu aveau nevoie. De asemenea, producătorii de bunuri, în mod oportunist, au scurtat durata de viață a produselor, de unde înainte o mașină era făcută să dureze 20 de ani, acum, după 10 ani, e programată să se strice. La fel, televizoarele, computerele și așa mai departe. Consumerismul a cunoscut perioada sa de glorie în perioada celei de-a doua mari globalizări, între 1990 și 2022, deci până la declanșarea războiului din Ucraina. Sunt 5 factori, deci consumerismul s-a bazat pe 5 dividende. Dividendul păcii, faptul că după 90 a fost pace în lume, dividendul demografic, dividendul digitalizării, dividendul inflației scăzute și a dobânzilor scăzute și al cincilea dividendul demografic. Cu baby boomer și foarte mulți copii nou născuți care intră în câmpul consumului, ca să nu zic doar al muncii. Cum s-a poziționat România în acest context? Vedem și un grafic cu evoluția soldului contului curent față de alte țări din regiune. Eu aș spune că nu arată foarte bine. România a intrat târziu, după anul 1990, mai corect după anul 2000. Dar a făcut-o cu foarte multă râvnă, ca să zic așa, în rândul acestei mentalități consumeriste, astfel încât modelul adoptat de România, spre deosebire de Cehia, Polonia și Ungaria, este unul consumerist. În timp ce Cehia, Polonia și Ungaria și-au bazat creșterea economică pe investiții și pe exporturi, România și-a bazat creșterea economică cel puțin după 2015, aproape în exclusivitate pe consum. Pe consum, care a venit din import și de aceea și evoluția deficitului respectiv. Și lucrul acesta se vede în deficitele de buget și deficitul de cont curent. La noi, deficite de cont curent an de an, practic, în timp ce în Cehia, Polonia și Ungaria, surplusuri sau echilibru. Ideea de bază referitoare la dividendul păcii și al globalizării, vedem și un grafic, cheltuielile pentru înarmare ca procent din PIB au crescut, automat asta o să ia din resurse și nu se mai duc atât de mult pe consum. Da, deci ceea ce englezii numesc guns versus butter. Dacă dai mai mulți bani la tunuri și trebuie să dai, că așa sunt vremurile, îți rămâne mai puțin bani pentru unt. Și România, după cum se vede, este restantă în sensul că noi anul trecut am cheltuit doar 1,6
procente din PIB pentru armare, departe de 2% sau de 2,5% cât probabil că va fi nevoie în continuare. Al doilea dividend este cel al globalizării. Când țările dezvoltate au început să producă mărfuri în India, în China, în țările cu mână de lucru ieftină, dar acum, în condițiile noilor repoziționări strategice, bineînțeles că se retrag țările dezvoltate din acele, din China, India și așa mai departe, și are loc procesul de friendshoring sau nearshoring, ceea ce va crește costurile. Aș dori să continuăm, domnule Lazea, și vă invit să rămâneți în al doilea episod, mulțumim, pentru că sunt alte trei dividende, alți trei factori care au susținut consumul în ultimii 50 de ani, de acord că perspectivele pentru viitorul apropiat sunt mai degrabă pesimiste, digitalizare, inflație și natalitate. Mulțumim pentru că rămâneți alături de noi și vouă, dragilor, și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare. Să fii mai încrezător în alegerile tale financiare. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.